Mersi, Dane. Uite-mă, cu galben, cu negru, cu țipă, cu cârlig, cu Toyota. Original, o pată de culoare. Și cel mai tare lucru, la care nu mă așteptam, este protecția pentru toba cârligului. Super tare. Mai pun stopul, polișez, schimb uleiuri, schimb brațe, fac mai am. Un pic mă mai am, un pic. Am venit pentru... Aoleu, stai că e muzică și așa. Da, am venit la mecanic pentru scoate uleiul din grupuri, că am făcut 1000 de kilometri de revizie, de rodaj, și am venit să scoatem uleiul din grupuri, să schimbăm brațele superioare, mici reglaje la blocantul spate. Și tot îmi spuneau băieții de pe grupul de Land Cruiser: bă, da, ce bine, stai cu răbdare, ai schimbat 3 cotiere. E, ce să vezi, după ce am dat jos uleiul din grupul față, pilitură, pilitură, multă pilitură. Și acum dăm grupul față jos să-i mai facem un reglaj, că na, vorba aia. Nu mai căuta, fă reglajul și aia e. Păi da, dar de unde e? Băi, eram plus, uite. Știi cum sunt? Ia, stai să văd acolo la... Să văd pinionul, mă învârte de el. Și bagă și un pic de luminiță. Stai un pic. Știi cum sunt rachetele alea care zboară pe lună? Și au rezervoarele alea care, în momentul în care se consumă, se detașează și rămân în spațiu? Știi ce e, nu? Era și bucata aia, ce? Din diferențial? Din diferențial. Ce un plom un are beige, nebun, imediat? Țaca, paca. Deci nu are, uite. Da, mă, da. El are joc, și... are un pic de joc mare, da. Dar n-are nimic. La jocul, dacă mă întreb pe mine. Păi da, mai trăiești ăsta, unde... după aia trei refăcută, toată combinația. Eu sunt de acord cu tine. Dar de unde e piesa astea, aia? Deci astea sunt super curate. Unde e piesa astea aia? Păi eu ce zic, din diferențial. Da, mai ce să faci? Dar nu-mi dau seama că nu trebuie să-mi... Ce mai sunt 10 milioane să mai schimbăm un diferențial când o fi? Știi ce zic? Așa, ghinion să am eu, mă? Hai, mă, că n-are nimic, dă-le morții. Vezi? Vezi? Așa pățesc tot timpul, că zic, hai, mă, că n-are nimic, dă-le morții. Da, știi? Da, da, așa pățesc tot timpul. Așa. Bă, deci una peste alta, pinion și corona n-are nimic. Învățăm noi din această experiență, învățăm că reglajele la grupuri sunt foarte importante. Și nu trebuie să umblăm acolo decât cu cheia dinamometrică și cu o documentație bine citită înainte. Asta învățăm. Zic și eu, mă. Mă, s-a stricat. Băi, avem niște piese aici, s-au împrăștit piesele aici. De unde e piesa? De unde e? Eu când ți-am zis că desfacem și diferit. E de undeva, dar nu vedem noi. De undeva, de unde nu vedem noi, spun eu. E bucata aia. Nu știu de unde, dar este de undeva. Păi de unde, Daniel? Nu știu, unde e bucata? Nu mai avem. Ba, e pe aici. Nu mai e pe aici. Este, mă, este. Este ca mă și eu pe aici. Uite aici. Ia. Și ăștia la fel, nu au nicio treabă. Asta zic, dacă ăștia fac așa. Și ăștia se învârși ăștia. Și totul e țiplă. Aia e de la ăla vechi. Primez... This is only for warranty purpose, you know? I did it like in the books. Fac mă și pe fratele Bălășoiu în episod, acolo în spate cu mine. Nu mai știu ce v-am povestit. Treaba este că am venit la mecanic să schimb uleiul în grupul față și spate, pentru că am făcut cei 1000 de kilometri și trebuia să facem această procedură. În momentul în care am dat drumul la ulei pe față, în afară de faptul că era foarte murdar, am găsit și o bucată de, nu știu cum să-i zic,
un dinte, frate. Un dinte pe care îl port cu mine mereu și o să-l arăt tuturor. Am aici, am buzunar. O să-l arăt tuturor, frate. L arăt tuturor că n-ai cum. E ca și cum ai câștigat la lot. Te rog eu. În poziția asta nu-l găsesc. Dar mă întorc. Și pentru că m-am oprit la benzinărie, fratele Bălășoiu nu mai e în spate, e în față, dar am găsit dintele. Asta este ceea ce a căzut din grupul față când am dat drumul uleiului și îți dai seama panica, nu? Mamă, s-a rupt un dinte. De unde e? De unde e? Ce facem? Dăm grupul față jos, mergem la mare tracțiune spate, comandăm din nou coroană pinion. Aia e. Am greșit pentru că după ce am montat grupul față, a trebuit să schimb semeringul de la cardan pe față, că bineînțeles americanul ne-a trimis greșit și am stricat reglajul preload-ului. Na, și am zis gata, m-am călcat prost și s-a rupt un dinte. Treaba e că nu s-a întâmplat asta. Am demontat grupul față, corona și pinionul arătau excelent, cum vedeți în filmări. Și am crezut că e de la diferențial. Zic, hai mă, că diferențialul n-a. Nu l-am luat nou, e second hand, deci atât aia a fost, 1000 de kilometri. Am desfăcut și diferențialul nu era nici de acolo și am ajuns la concluzia că bucata asta de dinte este de la prima rupere a mea, ca să zic așa, de grup față, de unde am curățat, saplat, vopsit electrostatic și spălat de 100 de ori carcasa grupului față. Dintele ăsta a rămas acolo și la un moment dat, când a vrut el, s-a desprins din locul în care era și a lovit în carcasa mea de 5 ori, după cum puteți observa în poze. Și am avut un noroc care pot să spun că se compară cu câștigarea la loto a unui premiu de 1500 de euro. Deci pot să zic că am câștigat la loto 1500 de euro. Sunt foarte fericit, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și mergem mai departe. M-am schimbat brațe. Am spus, reglaje, merge mașina impecabil, nu mai bate volanul, nu mai face nimic. Cu 35 uri neechilibrate. Totdeauna am zis și o să susțin că orice mașină merge cu 35 uri neechilibrate dacă articulația este perfectă. Nu bate volanul absolut deloc. Ai double derio, să-mi trimiteți filmulețe în care se vede volanul și viteza. Da? Să văd eu că nu vă bate volanul cu 35 uri, hai, neechilibrate, vreau să văd. Ai double derio. Între 80 și 100, așa aș vrea să vă filmarea. Cu 35, da? Da, da. Facem provocarea și mai mișto. Așa e, bine așa? Hai să vedem. Mâine echilibrate, mă. Așa ceva incredibil. Doamnelor și domnilor, atunci când articulația este nouă, 35-urile merg neechilibrate perfect. Se facem cu mâna fratelui. Salut, bălă. Aș merge și mai tare, dar n-am loc. Am luat repede un roof rack, că dacă merg la mare nu pot să merg fără max tracks-uri, că dacă rămân acolo, să punem repede. Repede. Mă duc și la direcție. Mai am și bandou de pus, mai am și antena de la stație aici de curățat. Am pus și ăsta, nu mai pot să-l desfac. Te încarci, a? Te încarci. Nu e panică. Vin tare din spate. Țacă-pacă. Pune și ăsta. Să nu se fure, frate. Și mergem la direcție, rapidos. Băieții, max tracks-urile. Ușor așa să fie, să putem să luăm la mare. Am pus și ăla cu urn aici. Uite-l aici, ăla cu urn. Așa și am venit la direcție pentru a treia sau a patra oară, nu mai știu. Mai am priza de prins. Dar na, putem să mergem și așa. Bandou, antena de stație, direcția de făcut. Am mai zis asta odată. Curat în mașină, e un pic haos. Mult, un pic de haos aici. Așa. Și în rest suntem aproape țiplă. Am ajuns să repar și stația asta.
Că la 5 milioane jumate a mers un an. Vorba aia. Nu contează. În sfârșit, am pus priza aici. Off-road, nenicule, ca să nu mai am probleme. Și mai am bandou de pus. Am pus acolo suportul pentru Maxtrax. E aproape gata tot. Mai scârțe ceva pe stânga, mai, na, mai troncă-ne ceva. Aia e. Vedem. Paul în acțiune. Ce ești așa încruntat? Că mă enervez, că n-ai încredere. Ai stat în 7 ore la ăla acolo să-l aștepți. Și deci, pe să vină la mine să-ți iau eu banii. Și da, mă, îți dau banii, nu e banii. Ce se cauză, mă? Niște cearșafuri de mătase de la... A, de mătase? Nu știu ce face să facă, e la brează. Ce să facă? Face și ea. Nu cred că se... Bă, vreau și eu un sandwich, te rog. Adu 4. Ei, hai. Să dacă nu... Nu i-ați alimentat? Eu da. N-ai alimentat? Păi hai la mall. Păi du-te înainte. Uitat să vă spun că am pus pentru copilot lanternuța de la Osram. Zice că nu face lumină lanternuța mea de la Osram. Marius Gică Contra. Nu, domne, nu, cum nu face, mă? Ia uite. Uite-te și tu. Cum? Nu se mai vede nimic? Și acum, lumină. Auzi tu. Și acum, pentru că a venit bălășurul din Anglia, ne-a adus... Aha, bine am venit în club. Vorba aia, ne-au trimis băieții scrisori, tot ce vrei. Asta vine pe dreapta, ăla vine pe stânga, asta vine pe dreapta. Hai că e bine așa. Mai avem de schimbat proiectoarele astea. Cum au venit astea noi de la Osram, exact când au început astea chinezești să se cojească. Cam la un an. Adică, și urmează să punem proiectoare. Să dăm bara jos pentru a 1008-a oară și tot așa. Da, am achiziționat proiectoarele, pentru că vorba aia, știi, mi s-a decojit unul de ăla de China și am zis să-mi iau ceva de... Glumesc. Da, avem un parteneriat cu Osram și am zis să schimb și eu proiectoarele, nu de alta, dar astea au și lumini de zi, odată cu o calitate mult mai bună a materialului, îți dai seama că sunt... Cei de la Osram spun că sunt produse în China, după specificațiile lor, la fel cum este și acest telefon iPhone cu care eu filmez, doar că LED-urile sunt produse exclusiv de Osram, nu se folosesc LED-uri chinezești. O să le facem și o probă, să vedem cum se aprind, dar se aprind X-urile pe daylight și proiectoarele când ai nevoie de lumină. Le montăm în bară, să vedem mai departe. Acum ai aprins X-ul, da? Da, brutal. Ăsta e. Ăsta face toți banii, X-ul. O oră de mers cu lada aia zdrângănind în cap. Am ajuns la Cristi să montăm proiectoarele. Dai departe rău, mă, Cristi. Departe rău, unul de altul, vorba aia. Trebuie să mă mut în domnești. Deci, așa e acum. Și așa facem. Să fie mai frumos. Vorba aceea. Ca radiatorul, băi. Nu mai am garanție, gata. Adio. Adios. Adios. Te miști prea repede, mă, vreau să filmez și eu cum ai tăiat ăsta, nu? S-a dus dracu. L-am cotizat și ăsta. L-am făcut frumos. Stai să-i luăm un pic de... Că o vopsea neagră nu am. Nu trebuie, Cristi, că nu se vede acolo. M-am, Daniel. Dar măcelării, mă, nu e așa simplu. Ce, mă, pune și noi patru proiectoare. Da, dă-i, taie șuruburi, fă, sudează, taie, pune. Muncim de o zi întreagă la patru proiectoare. Să știi. Și da. O zi întreagă.
După 5 ore suntem aici. Facem legăturile aici 5 ore. 5 ore de 5 ore de manoperă. Ca să știi. Să știu eu. Testul nopții. Aole, vine o mașină. Hai, mă, frate. Ia să vedem. Stai așa că nu e lumina reală. Asta e faza scurtă. Și astea-s proiectoarele. Da, nu e ok ce se întâmplă. Nu e ok. Nu, eu vă spun, nu e ok ce se întâmplă. Da, nu, n-ai cum.